Ies la iveală tot mai multe detalii despre crima care a șocat ploieștiul. Odată cu arestarea suspectului Vasile Pascale, se conturează tot mai clar legătura dintre el și Tatiana Tudor. Pascale și victima au întreținut mai multe conversații pe o rețea de socializare și chiar pe telefonul mobil și se pare că cei doi se mai întâlniseră de câteva ori în ultima perioadă tot în locul în care a fost comisă fapta. Dar femeia dorea să pună capăt relației, așa că ultima întâlnire dintre ei, cea din 3 august, a degenerat în ceartă și a dus la finale la uciderea Tatiana. Anchetatorii au fost conduși spre un suspect nu doar de discuțiile amintite. După comiterea faptei, Pascale a plecat la mare cu o altă femeie din București, iar aceasta, ajuns acum martor în dosarul cauzei, ar fi declarat că odată ajuns în stațiunea Mamaia, suspectul a avut grijă să-și spele o pereche de bermude de blugi, una de pantofi sport și un tricou negru, folosind o perie de covoare. Pe de altă parte, atunci când a fost interceptat de polițiști pe autostrada a 2 în noaptea de 19 august, Vasile Pascale ar fi avut în bagaj bagajul său un portofel care aparținuse victimei, în care se afla și un card de fidelitate eliberat de un supermarket care aparținea Tatianei Tudor. Și chiar pe geanta bărbatului ar fi fost identificate câteva pete roșiatice. Toate acestea contrazic declarația suspectului dată în fața închetatorilor, conform căreia nu s-a întâlnit niciodată cu femeia ucisă.